La unitățile de 4 stele pentru un sejur de 3 nopți, românii au scos din buzunar între 1500 și 1850 de lei pe camera dublă, iar la 3 stele, între 1000 și 1350 de lei. Ofertele includ micul dejun, masa festivă din ziua de Paște cu bucate tradiționale, programe artistice și răsfăți în centrele spa. Puține sunt hotelurile care mai au locuri libere. Am pregătit un pachet de servicii turistice care include 3 nopți de cazare cu mic dejun bufet, masă festivă în ziua de Paște și, bineînțeles, primirea tradițională din noaptea de înviere. Turiștii, când se întorc de la slujbă, vor găsi în holul hotelului ouă roșii, vin roșu, cozonac, produsele tradiționale românești. Anul acesta vor avea acces nelimitat la centrul spa, piscină, saună, jacuzzi și le mai pregătim și câteva surprize de la iepuraș. Și pensiunile de lux au avut mare căutare în rândul turiștilor. Cu peste 500 de lei s-a vândut o cameră dublă la 4 stele. Pachetul care s-a vândut a fost de 4 zile, 3 nopți, la valoarea de 570 de lei pe cameră. Cum stați cu rezervările pentru sărbătorile pascale? Rezervările au fost făcute cu rapiditate. În momentul de față nu mai avem libere decât o singură cameră. Mai există variante și pentru cei care încă nu știu unde vor petrece sărbătorile pascale. Pentru cei cu un buget redus, încă se mai găsesc locuri libere. La pensiuni, tariful începe de la 50 de lei per persoană pe noapte și ajunge la 90 de lei. Posibilități sunt și pentru grupurile care vor să închirieze o vilă de Paște și să se gospodărească singuri. Prețul de închiriere integrală pentru 3 nopți a unei grup de 14 persoane ajunge la 3.000 de lei. Asta înseamnă că o persoană va plăti 215 lei pentru tot sejurul.